Știu că am ajuns în fața casei lui Iancu Jianu. Bă, dar era frumosul, mă, să mă, mă, mustățioara aia, așa, privirea de... Eu am văzut așa niște femei care erau îmbrăcate în port popular și am zis dans. Am crezut că e nuntă, am crezut că e tradiție de nuntă, am crezut că o să dansăm, am crezut că trebuie să facem o horă. Uha! Să rămâna, bine v-am găsit, să rămâna! Bine ați venit! Am văzut că se uitau pe mine doamnele alea. Deci era uiteșe. Eu când eram mic și mergeam cu mamaia la biserică, mereu mă deocheau. Doamnele alea în vârstă erau mega serioase. Pe mine m-au eliminat din prima. Când au văzut tatuaje, ele au văzut diavol. Avem profesional de jurizare și între voi trebuie să faceți speech de pomona. Pomona? Ce? Pomona! 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 Când am văzut că e cu moarte, cu de-astea, cu lumânări, așa nu-mi place, Doamne, nu, nu. Pe mine, ca și vibe, m-a găsit acasă. Nu, orice pomona. Pomona de viu. Pomona de viu? Bă, nu te aștepți la așa ceva, adică și dacă ni s-ar fi zis ce o să se întâmple, eram... Hai mă! Am auzit de această tradiție, deși el n-a murit, îi faci pomană ca să se obișnuiască, ca după aia, când nu mai e, să nu le-a prins surprindere că ce e asta, ce e asta. E ca un fel de zi de naștere, doar că în loc să stingi lumânări, aprinzi lumânări. Și în loc de tort, ai colivă. O să mor curând! Deci, doamna Florentina, să rămână, doamna Florentina. Acum explica, fiți atent, ca și voi trebuie să faceți la fel. Ok, da. Okay. Bine. Tutorial. Make Pomens, șefa pomenilor de viu de acolo, ne-a făcut un tutorial pe care nu-l găsești pe YouTube. Cum să-ți faci pomana de viu? How to make your pomana from live people. Ele și-au făcut deja, nu? Că bunele păreau că... Pe toate le aprindeți? Da, păi... E tot capul lui Ion. Cel mai celebru mort ever, Ion, știi? De asta au ales Ion. Pe mine îl cheamă Ioan și era pomana pentru Ion și... Nu, 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 nu. După aia se împarte la oameni. Nelu Cortea, eu vă zic, dar să nu-i spuneți, a luat foarte în serios proba. Aoleu, oh my god, oh my god, ce se întâmplă cu copiii după ce mă duc eu? Și mi-a dat o stare, Doamne ferește, super ciudat, super ciudat. Domnul Catarin la domnul Nelu. Îi faci pomana lui Nelu. Fac pomana lui Nelu? Domnul Nelu la domnul Teo. Teodora. Domnul Teodora la Teo. Da, n-am apucat multe morți, din păcate. El e prea tânăr ca să se gândească acum la pomeni și din astea. Eu? Și da, eu mai la asta mă gândesc. În primul rând vreau să vă mulțumesc că ați venit la pomana mea și pentru faptul că eu am fost tot timpul un om liniștit și așezat. Acum, pentru ultima oară în viața mea, vreau să vă rog puțină gălăgie. Îmi pare că asta a fost probă special gândită pentru Teodora. Să fie pentru sufletul meu, coliva a fost și va rămâne desertul meu preferat. Toată viața mea, tuturor prietenilor mei, o să le dau colivă. Teodora, zici că era în Disneyland, așa era. Wow, wow, lumânări. Eu încă căuta, unde-i sicriu? Unde-i să testăm sicriu? Unde, unde? Atât vreau să vedeți prietenii mei. Bravo, wow. Nu te-a zice. Da, arăți mult mai bine acum. Nu? No? Da, e... Altceva. Dacă s-ar face o olimpiadă de pomeni, n-ai treabă cu el. Vreau să dau de pomană pentru sufletelul ăsta mic care este aici alături de noi, Teo. O ultimă îmbrățișare, Teo, ai fost feblețea mea. Da, da, da. Mamă, deci am un talent. Erau doamnele din juriu de acolo. Incredibil, cred că nu le-ai ieșit niciodată așa. Să rămână și bine ați venit la pomana mea. Aș vrea să-l chem. Da. Nelu Cortea, te rog frumos să pui un picior în fața celuilalt și să vii încoace. Dumnezeu să-l ierte. Vreau să-ți las din partea mea acest clop. De ce are păr în ea astăzi? Are păr pentru că a luat-o de la altă pomană. Să umbli prin viață la fel de inutil încălțat în astea ca până acum. Să mă pomenești, să ai grijă de soția mea. Să fie primit, Cătălin. Și să termin, mă, liceu. Asta îmi doresc. Sincer, n-am vrut să o fac. Nu vreau să o fac, neam. Dar am zis pentru echipă, hai că mergem. Mie mi se pare chiar fain. Eu cred că o fac. Eu cred că o fac în fiecare an. Mulțumesc frumos că ați venit. În cinstea mea, mi s-a stins și lumânarea. Cam asta mi-a fost și viața. Nici nu s-a aprins bine și uite că se stinge acum. Deci fii atent ce tâmpit. Omul s-a dus în filmul lui cum ar veni. What the fuck? Se nu se întâmplă. Uite, asta e... Ți-o pui pe cap.
totul e să te acoperi, cam asta. Totul e doar să te acoperi, să nu te vadă lumea. Bă, da, proste. Să fie primit. Hai. Măcar acum să vă înțeleg. Bă, da, proste. Nu-mi place, nu recomand. Niciodată. Primește, Doamne, pentru mine și pentru ceilalți. Primește, Doamne, pentru mine și pentru ceilalți. Primește, Doamne, pentru Bordea. Primește, Doamne, pentru Nelu. Primește, Doamne, pentru Teodora. Primește, Doamne, pentru Teo Olmic. Și aș vrea să chem alături de mine omul care mi-a fost cel mai aproape, dar care o să plece înaintea mea, Cătălin Bordea. Lui... O să cred! Ba da, tu ești marele câștigător al promoției Pomana Celui Viu. Vreau ca după ce mor să amintești tuturor de mine. Când bei, bei un par și pentru mine și după aia te înveți cu tovară și te faci praf și aia. Am venit cu o pomană pentru voi, o să aprind astea mai întâi. Dar ce ai pățit, pleci la facultate? Aș vrea să-l chem aici pe bunul meu prieten, Radu. Radu, care mi-a fost alături mai devreme. Pentru mine a fost un timp scurt, dar e o eternitate. Le-a făcut pe doamne la sentiment. Știe, nu-i prost. Că-i copcii care fac jucat, așa, ochișori, așa, cum el cu pămătuvul așa de oiță. Și s-a dus, eu mă duc cu bunica mea la biserică, mai merg. Le-a impresionat, mamă. Declarăm pomană reușită. Și cealaltă, trei minunile. Primul este cimitirul. Stradă Unghierii? Învierii. Învierii. Două este... stație de pompieri care a luat foc. Încă o minune este ușa frat de la secțiune de poliție. Okay. S-a ieșit. S-a ieșit. Cuvinte complicate. E, nu sunt adevărate, mă, sunt legende. Da. Sunt adevărate, mă. Nu sunt adevărate. Să fie, mă, da. Aflați voi dacă sunt adevărat sau nu.